dincolo de ce spunea colega mea, doamna Leucuța, dincolo de proiecte, de finanțări, de bani, de modele, cu 3 foi, cu 4 foi, ceea ce este important este viziunea pe care o aveți și ideea de a face. Pentru că rețeaua, Tracealent, că este o rețea, clusterul sau orice altă întreprindere umană orientată spre piață, este un model de afaceri pe care încercați să-l impuneți celor din jur. Dacă modelul de afaceri nu este recunoscut de cei din jur ca viabil, atunci el nu poate să reziste. Valorificarea tradițiilor și fondului nostru cultural, istoric, diversitatea biologică, biodiversitatea, diversitatea culturală ne dau niște aturi, dar ele nu ne aduc către un proiect de afaceri, de un model de afaceri, decât dacă știm să folosim inteligent acest lucru pe piețele internaționale. Mă gândeam când se discuta aici și mă gândeam de modelul Legoland. Legolandul este un model care a apărut în tradiția culturală și țărănească din fermele din Jutlanda, din mijlocul Danemarcei. Aceste modele Legoland au pornit tocmai prin valorificarea unor tradiții populare. Existau aceste combinații de cuburi în tradiția lor, în familie. Dar o familie de acolo a reușit să impună acest model și să-l transforme într-o forță internațională, să-l transforme într-o cultură internațională, pentru că dacă te duci la Legoland și nu știu dacă ați fost, veți vedea acolo, luați legătura cu, e o fereastră spre cultura eminamente țărănească, așa a pornit cultura daneză și s-a sofisticat pe măsură ce a evoluat. Deci acest tip de valorificare este, depinde de modelul de afaceri și acolo era o simplă familie care a declanșat acest proces, iar exemplele sunt nenumărate în lume, cum de la tradiții locale se poate dezvolta o idee de a face puternică, pentru că noi nu ne gândim numai la piața. Noi nu vrem, ceea ce vorbesc în numele Tracealent deja, dar Tracealent nu își propune să cucerească o piață internă sau să comunice numai celor din jur ce credem noi despre noi, ci propune să ajungă undeva să spiritualizeze și să transforme în bani, cum spunea colegul nostru, niște tradiții spirituale, dar prin autenticitate și prin modelul de afaceri pe care îi impune. Și atunci, ceea ce cred că este important să știm, dincolo de aceste detalii tehnice, este important să înțelegeți că între cluster și rețea există diferențe. Și ori decizia o luați strategic de a crea un model de afaceri orientat spre rețea, ori orientat spre cluster. Se vorbește foarte mult și Comisia Europeană a declanșat o nouă dezbatere datorită forțelor mondiale care duc către această idee. Dacă nu cumva clusterul este un alt denominator sau un alt determinant al relațiilor internaționale, al comerțului internațional, și au apărut rețelele. Rețelele pot fi de clustere sau nu pot fi de clustere. Pot fi și rețele care combină clustere cu autorități locale, cu firme și cu alte. Deci, peisajul și modalitatea în care piețele internaționale inventează și reinventează modele de afaceri este uluitoare în momentul.